Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la noua ediție a emisiunii Viața la Țară. Iată că vremea, zic eu, neprietenoasă, care este acum afară, atât prin prisma precipitațiilor, cât și prin prisma celorlalte căderi de ploi care au afectat și afectează activitatea agricolă, ne vedem siliți de a face agricultură, vorba bine în ghilimele, în studio și aici se pot dezbate o serie întreagă de aspecte legate de activitatea agricolă din mediul rural. Având în vedere faptul că invitatul meu, domnul Gheorghe David, primarul comunei Moftin, a fost și rămâne un împătimit, dacă e bine spus așa, al activităților agricole, își găsește timp pe lângă activitatea administrativă și pentru a da pământului ceea ce îi se cuvine. În cele ce urmează vom dezbate o serie întreagă de probleme legate de Comuna Moftin, așa cum zilele trecute ați putut afla. Este una dintre cele mai mari comune, aș zice eu, din județ, atât ca arie de cuprindere ca și suprafață, cât și ca număr de sate, componente. Bine ați venit, domnule David. Bine v-am găsit. Mulțumesc mult pentru invitație. Îmi cer scuze de la început pentru zgomotul mai deosebit. Din păcate, trebuie să mă duc și pe la dentist și... Oh, și acelea țin de viața omului, domnul Așa este. primar. Așa este. Încă e bine dacă aveți stomatolog în comună. E mai mare problemă când trebuie să mergeți într-o altă localitate, adică, nu știu, acolo, Careiu sau Încă cum nu avem sunt. stomatolog în comună, dar lucrăm la o investiție serioasă, spun eu, cu fonduri europene, care va presupune la terminarea derulării acestei investiții undeva spre sfârșitul anului în curs, inclusiv amenajarea unui cabinet stomatologic într-un complex, să-i spunem așa, mai mare, e vorba de un centru medical în localitatea Moftinul Mic, pe lângă alte două dispensare sau, mă rog, spații destinate asistenței medicale în Domânești, respectiv Moftinul Mare. Cel de la Moftinul Mic are o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați și va presupune și amenajarea și dotarea unui cabinet stomatologic. Deci, până la sfârșitul anului, probabil că îl vom avea și atunci, sigur că nu va mai trebui să mergem în altă localitate. Da, revenind la Corect. oile noastre, vorba bine. Da. Așa cum prefațam, Moftinul are 8 sate componente, da? Corect, așa este. Ce ne puteți spune sau ce puteți spune telespectatorilor noștri vis-a-vis de ceea ce înseamnă suprafață de teren? Pentru că o comună care are atât de multe sate Corect. componente, obligatoriu trebuie să aibă și suprafețe însemnate de teren cu diverse categorii de folosință, desigur. Deci, domnul Mitaș, în primul rând, comuna Moftin este clar o comună având în economia zonei o importanță deosebită. În primul rând, pentru că are peste 12.000 de hectare de teren arabil în componența celor 8 localități cum bine ați sesizat. Acum, categoria terenurilor, din punct de vedere a fertilității acestor 12.000 de hectare, este foarte variată și poate că începe de la categoria a doua, nu putem spune că avem teren categoria a întâia, și se termină poate cu categoria a patra. Și cu balta vorba vine. Sigur, asta, vorbim de terenuri arabile. Bine, acum. Ca folosință avem suprafețe aflate sub luciu permanent de apă, avem foarte multe locuri joase, necultivate. Începând cu terenuri mai ușoare, undeva de sub Tășnad, zona Ghiroltului, Valea Ierului și terminând cu terenurile foarte argiloase, negre, din fosta baltă Eced, undeva la intersecția dintre comuna Berveni și Doba și aproape de frontiera de stat a României cu Ungaria. Eu pot să vă spun în acest context că spre bucuria noastră și spre folosul general al știu eu, zilelor noastre, suprafața arabilă a comunei Moftin este cultivată, aș putea spune, în procent de, să nu exagerez să spun 100%, dar în procent de peste 99%. Sunt puține terenuri necultivate.
Asta spune foarte mult. În primul rând, putem vorbi de o concentrare permanentă a suprafețelor agricole, din punct de vedere a exploatării acestor suprafețe, și sigur că există și o circulație permanentă din punct de vedere a circuitului civil vis-a-vis de proprietari. Dar faptul că întreaga suprafață agricolă a comunei este cultivată, asta înseamnă un lucru bun pentru toată lumea. Cultivarea acestor suprafețe, așa cum cred că știți și dumneavoastră, nu este chiar ușor de realizat, având în vedere volumul foarte mare de muncă, presupune și o dotare tehnică la un nivel mult superior față de ce avea, să zic, fostele CAP-uri, să spunem așa, sau fostele secții de mecanizare. Asta a însemnat eforturi considerabile din punct de vedere a agricultorilor, a fermierilor, vis-a-vis de investițiile care le-au făcut în utilajele agricole. Sunt și societăți mai mari și societăți mai mici, dar pe ansamblu eu mă bucur că aceste suprafețe sunt cultivate, fapt care, bineînțeles, duce la o creștere economică a zonei și poate și chiar la o stabilitate a populației. Deci este un lucru bun. Amintează de ceea ce înseamnă eforturi pentru dotări tehnice, pentru chestii din astea. Corect. Ori astăzi, în condițiile acestei bătălii acerbe, dacă e bine spus așa, în ceea ce privește producțiile agricole, în ceea ce privește prețurile acelor produse pe care le are o asociație agricolă sau o persoană fizică, e normal că e obligatorie o altă abordare, o altă modalitate, așa cum spuneați dumneavoastră, nu cu tractorul U650, ci cu un utilaj complex, pentru ca să poți ajunge la o producție, să zicem, nu de 2500 de kilograme de grâu, ci să zici, băi, mă bat și eu spre 4-5 mii de kilograme. Pentru că altfel, zic eu, așa după cum ați prezentat, fiind o comună, aproape, cum stați de ce îmi aminte, agrară, deci aia e activitatea preponderentă în comună. Omul trăiește în bună parte din agricultură și probabil mai este aici, acolo, câte un angajat în Carei sau în altă parte. Deci, da, performanța este inerentă. Ce ne puteți spune vis-a-vis de, știu eu, o prezentare a culturilor, care sunt, pentru că ce se întâmplă? Știm bine că acolo unde este exces de umiditate, toamna nu poți intra, să zicem, să semeni. Acolo unde, știu eu, sunt alte categorii de folosință, iar sunt probleme. Ori aș da un exemplu, și tot dau de regulă, în vreme cu precipitații multe, dau exemplu pășunea de acolo, de lângă, corect, de lângă calea ferată, adică de lângă, da, e cuprinsă și, corect, de calea ferată și de șosea. Corect. Acolo de multe ori vâltește apa, ori e... Bun, domnule Țaș, din punctul meu de vedere, dumneavoastră ați dedicat în această scurtă abordare câteva lucruri foarte importante. Deci, în primul rând, dotarea tehnică, din punctul meu de vedere, este o chestie iminentă și o chestie necesară. Nu poți intra într-o piață comună, cum este cea a Uniunii Europene, chiar dacă condițiile noastre de intrare și mai ales agricultura au fost foarte dezavantajoase și noi avem un sigur avantaj, cel al fertilității terenului. Partea de comasare, care se face foarte greu, partea de subvenție, care este mult mai redusă față de alți agricultori din Uniune, partea de valorificare a produselor, care, așa cum știți și cum toată lumea spune și peste tot se spune că la ora actuală noi suntem un exportator de materii prime. Așa este. Pe lângă că suntem exportatori de materii prime, nici nu suntem capabili din cauza lipsei de organizare sau altor impedimente, nici măcar să ne organizăm când exportăm acele, sau când, știu eu, comercializăm acele produse. Ba mai mult, nici nu le putem comercializa în extra sezon, adică nu în perioada de recoltat, când prețurile sunt mici. Deci astea sunt probleme vechi ale agriculturii cu care se confruntă și agricultorii din comuna Muftin. Sunt câteva lucruri care le-am putea face, să spunem așa, noi, printr-o organizare mai bună, și sunt câteva lucruri care, din punctul meu de vedere, țin de o strategie, dacă nu locală, națională, sau de alte politici prin care
statul, indiferent de, din punct de vedere politic, cum s-a numit, statul trebuie să se implice pentru, din foarte multe puncte de vedere. Așa cum bine știți și dumneavoastră, pandemia, această pandemie care ne ține în loc, care ne face afectează toate domeniile activității economico-sociale, domnule primar. Toată lumea spune că vizibile toate efectele. Pandemie va urma o criză, da? O criză. Se pare că suntem și în criză. Corect, dar inclusiv o criză alimentară. Asta este mult mai dureros. Este mult mai periculos. O criză alimentară presupune nu neapărat o lipsă a acestor produse, ci mai ales o scumpire a acestor produse. Orice țară din lumea asta își protejează până la un anumit nivel acele zone care reprezintă interes național sau mai mult decât atât, mai ales securitatea alimentară. Siguranța alimentară, siguranță, da. Securitatea alimentară. Deci, cu alte cuvinte, aici cred că ar trebui un pic să gândim altfel abordarea vis-a-vis de acești oameni care produc alimente, mai ales la nivel național. Asta e prima. A doua problemă, valorificarea, sigur, fără o industrializare, fără o prelucrare cât de cât acestor materii prime, rămânem exact așa cum a fost și în perioada interbelică. Un exportator de produse, nu știu, de materie primă. Auziți, ceea ce nu este spre folosul nostru și nici a țării. Iertați-mă, mai degrabă am putea spune că suntem exportatori de subvenție, pentru că o bună parte din acele produse agricole care iau calea, știu eu, estului sau vestului, sunt purtătoare de subvenție. Deci, până la urmă, exportăm subvenție. Exportăm subvenție. În paralel. Pe lângă că exportăm subvenție, aducem foarte puțin față de ceea ce dăm. Deci exportăm materie primă și aducem produse cu plus valoare. Aducem aluatul gata congelat, da? Domnul cu plus primar. Valoare. Asta, printre altele. Dar un exemplu așa, care a devenit de notorietate. Nu vorbesc de zootehnie, nu vorbesc de alte materii prime care, știu eu, sunt într-o stare jalnică vis-a-vis de balanță, vis-a-vis de ce exportăm și ce importăm. Deci eu cred că aici avem foarte mult, foarte mult încă de lucrat, foarte mult de investit și cred că am pierdut enorm de mult capacități de producție care erau poate cu o veche tradiție și nu se mai regăsesc pe piața locală și în economia agrară a acestei țări. Deci după mine este foarte important să încercăm să prelucrăm aceste produse. Domnul sigur primar, adineori vorbeați că fermierul este obligat să-și vândă înainte de vreme producția, corect, da? Corect. Sunt de acord parțial cu această afirmație. De ce? Pentru că în acești ultimi ani, de regulă anumiți agenți economici vin sau au venit cu sprijin pentru fermieri, zicând așa, băi, îți dau sămânță, îți dau cu, nu știu ce îți dau, materiale fitosanitare cu plata la recoltare, da? Deci e un sprijin, dar în momentul în care ai decontat acele datorii, logica ar fi să-ți mai rămână și un pic din producția realizată, dar fermierul, din păcate, spune, păi n-am spații de depozitare. Ori eu zic că e o problemă falsă și vă dau punctual comuna moftin, da? Cu siguranță vă aduceți aminte că în anii dinainte de 89, acele magazii imense care mai există și pe raza comunei moftin și nu numai, erau de regulă pline. Cu ghilimelele de rigoare, erau utilizate pentru depozitare și păstrare cereale. Ce se întâmplă acum cu acele spații, cui aparțin și oare în ce măsură fermierul sau asociație, sau spuneți cum vreți, ar putea să, nu știu, să închirieze, să depoziteze acolo pentru a nu fi obligat să vândă grâu cu 50 de bani sau 60 de bani, să-l țină până în, nu știu, ianuarie, când va fi 80 de bani sau un leu. Da, eu cunosc problema. Și chiar, cunosc problema, ar fi interesant și general, ca și să, din punct de vedere punctual. Să vedem despre ce vorbim, pentru că acele spații de depozitare există în Odoreu, în Medieș, în APA, da, în SEI, în Sanislău, în nu știu. Eu nu cunosc situația neapărat la nivel de județ. Eu pot nu, să nu, spun, nu, da. Bun, da. Acum aici e punctual moftinul, da? Pentru că sunt asemenea depozite. M-aș mira să fie puse în valoare, să fie utilizate
Deci, domnule, ca atare. Baza de recepție sau com cerealul, cum s-a numit, acum poate că nu neapărat dăm nume, dar aceste baze de recepție, în general, au fost a unei societăți comerciale. Deci au aparținut cuiva? Au aparținut a unei societăți comerciale care, mă rog, s-a format în urma privatizării sau nu mai știu eu prin ce metod. Deci aparțin aceste spații unei societăți sau unor societăți comerciale. Deci cuiva aparțin, domnule. Corect. Primar, asta e ideea, adică... Unui privat. Ok, bun. Unui privat. Nu sunt ale statului. Bun, au fost până în 89 când se păstrau cantități imense de grâu. Această societate comercială poate presta, mă gândesc eu, poate presta servicii de depozitare unui fermier, contra cost. Absolut, mi se pare logic că nu poți lua, emite pretenții gratuit. Ok, deci dacă mergem pe această linie și așteptăm, nu știu, ca fermierul să-și ducă cerealele în sezon, în depozitele unei societăți comerciale, atunci fie subvenționăm acea păstrare, depozitare, ca stat, fie subvenționăm, fie îl încurajăm să-și facă singur spațiul de depozitare sau, în cel mai rău caz, să se asocieze pentru a, nu știu, a pune bazele unei magazii sau unui centru de depozitare. Lucru care nu se întâmplă în realitate. Da, dar vedeți că sunt tot private anumite silozuri, dacă le pot numi așa, da? În Odoreu. A, vă referiți la cele noi. Exact. Bun, asta înseamnă făcute. Că marea majoritate dintre acești domni fermieri, fie că au accesat bani europeni și au investit, fie că au găsit resurse deci, din altă... Și acele spații moderne, dacă vreți să le zic așa, corect. Există deja. Corect. Odoreu dau un exemplu. La APA dau un alt exemplu. Corect. La corect. Ardud și nu care știu. Care peste tot. Deci în zona noastră ar putea continua exemplele. Corect. Ori acolo vreau să vă întreb că nu se plătește stocare. Deci dacă merge David și zice, băi, am 100 de tone de grâu, dau un exemplu ipotetic, îl pot depozita la voi și, băi, hai să vedem umiditate, să vedem cum e, ce e, analize, trebuie să-l uscăm, plătești, pentru că altfel nu se poate depozita, după care e depozitare, nu știu, un ban pe zi, dau un exemplu. Deci, îți convins că și acele silozuri percep taxă de... Nu cred că ăsta e trendul. Depozitare. De fermier. Nu cred că ăsta e trendul astăzi, să spunem așa, între ghilimele, trendul spre care se îndreaptă agricultura românească. Cel de a merge și a presta servicii cu un... Știți, s-a încercat mereu acea idee. Asociere în diferite forme profesionale sau tip asociație ca să putem să rezistăm. Tot așa și cu prestarea. Fermierii preferă să-și facă spațiile proprii de depozitare. Bun, dar puterea financiară unde este domnul... E foarte adevărat. David. E foarte greu. Nu poți porni cu palmele goale, corect. Da? Adică trebuie să investești ca să zici, băi, voi atrage fonduri europene. Cristalizarea asta în agricultură de care vorbeam, da? Că de fapt e o cristalizare, adică societățile mici, fermele mici, încearcă fie prin a-și mări activitatea, a se dezvolta, la un moment dat să-și creeze spații proprii de depozitare. Chiar dacă este un fenomen natural, înțelegeți, pentru că în momentul în care nu mai reziști pe piață, așa cum bine ați sesizat și dumneavoastră, în momentul în care nu mai poți face față concurenței, asta ce înseamnă? Că nu mai reușești să vinzi la prețul pieței și nu mai reușești să te încadrezi în acele nivele de prețuri. Ai niște cheltuieli inerente, deci trebuie să vezi până unde corect, te poți... Deci... În voi, vorba bine, poți negocia cu prețul. Să te încadrezi, în momentul ăla n-ai altă soluție decât fie, nu știu, hai să zic așa, îți reduci activitatea sau te absorbe o altă societate mai mare care te cumpără, înțelegeți? Deci, din punct de vedere, nu știu, a pieței, a mișcării, cam asta văd eu că se întâmplă între fermieri. Eu întotdeauna și spun același lucru. Mă bucur când văd că apar ferme noi, mă bucur când văd că oameni tineri se apucă de agricultură și încearcă să găsească soluții din punctul ăsta de vedere. Mă bucur când văd că pot să trăiască din această activitate care se numește agricultură. Dar, repet din nou, sunt multe lucruri în care statul, politicile naționale în domeniul agricol, ar trebui altfel puse și ar trebui încurajate aceste lucruri. Accesarea de fonduri europene. Eu vă spun acum, și ca primar, și ca fermier, Din punctul meu de vedere, rămân o mare problemă în România, chiar și în vechiul ciclu financiar.
Și nu știu, încă nu știu cum vor fi ghidurile în nou, hai să zic așa, exercițiul financiar al Uniunii, dar din punctul meu de vedere, accesarea de fonduri rămâne încă dificilă, greoaie, să nu spun cu foarte multe piedici birocratice. Eu cred că în alte țări, nu vreau să dau acum caz concret, dar cel puțin din punct de vedere administrativ sau ca primar, am întâlnit la vecinii noștri care sunt membri a Uniunii Europene procedee mult mai simple de accesare a acestor bani. Este un factor de descurajare pentru fermieri. Fermierii, domnul Anisaș, fermierii nu sunt birocrați, fermierii nu sunt tehnocrați, fermierii sunt fermieri. Ei, nu știu, angajează poate pe cineva să depună o cerere de finanțare. Dar să-l aduci de 100 sau de 150 de ori în derularea unui... Sigur că așa ghidul, nu are nimeni nicio vină. Eu cred că ar trebui să ne gândim să încercăm să ușurăm această latură, să o facem. Sigur că nimeni nu pune problema transparenței, a urmări ce se face cu banii. Dar trebuie să găsim soluții în a atrage și a simți pe acești fermieri că își doresc, sigur că își doresc acești bani și sigur că își doresc să-și facă acele siluri sau să investească în utilaje mai bune. Să cumpere teren, domnul Anițaș. Să cumpere teren. Pentru că altfel, chiar dacă reușești să-ți cumperi utilajele, să-ți faci depozitul, riști să rămâi fără obiectul muncii. Pentru că pe piața funciară noi ne batem cu concurenți, nu neapărat neloiali, cu concurenți care sunt mult mai puternici din punct de vedere financiar decât fermierii locali, care au acces poate la surse de finanțare mult mai consistente decât poate avea un fermier. V-aș propune o paranteză. Domnule primar, vorbiți despre absorpția fondurilor naționale și europene. Corect. E ok, s-ar impune o procedură simplificată, dar marea problemă, cred că nu procedura este, ci faptul, sau nici faptul că trebuie să ai un sac de documente, ci faptul că zice, băi, bun, ți se aprobă, dau un exemplu, 200.000 de euro. Deci ai toate hârtiile făcute, dar tu, ca solicitant, trebuie să ai banii ăia să începi investiția, să o faci până nu știu unde, până a primi o primă tranșă din deci banii respectivi. Cred că acolo e problema, domnul. Și deci asta poate... acel ceva nu și-l poate rezolva doritorul de... Bun. Proiect. Ce ziceți? Revenim. Și atunci spunem din nou ce am spus mai devreme. Aici cred că și statul ar trebui să intervină. Că nu mai avem foarte multe în care statul poate să intervină pârghii. Da, o bancă ori agricultorilor, ori o bancă românească 100% sau nu știu cât la sută, zic eu nu știu, o idee de-a mea, prin care să finanțăm această latură. Nu știu, o bancă agricultorilor care să le dea la... Da, există fondul de garantare a creditului rural care garantează creditul, avansul, prefinanțarea. Dar o bancă românească sau o bancă, chiar să nu fie românească, care să plece asupra acestui, sigur cu condiții acceptate, acceptabile de piață și de puterea financiară economică a acelui fermier. Într-adevăr, este foarte greu să găsești prefinanțare. Unele fonduri, unele finanțări poate dau această prefinanțare, unele nu dau această prefinanțare. Cu toate acestea, și pentru accesarea fondurilor europene este o bătălie foarte mare și sigur că fermele care au un pic de experiență, fermele care au un potențial economic. Trebuie să ai și chiar, cum s-ar zice, absolut, ca să poți accesa fonduri europene. Pentru că, repet, nu-ți trebuie mai mare piedică, în ghilimele, decât să câștigi un proiect de 200.000 de euro și să zică ai numai 5% sau 10% cofinanțare, da. Dar ție îți pretinde până unde ai realizat investiția, păi până aici. Din ce? Băncile, așa cum spuneați dumneavoastră, nu sunt atât de, știu eu, binevoitoare să zică, băi, îți dau 100.000 de euro, no, că eu voi câștiga pe seama banului ăla, deci nu se pune în problemă. Deci aici cred că e marea problemă, atât pentru fermier, cât și pe o persoană fizică autorizată sau chiar persoană fizică, adică a accesa acele fonduri pentru refinanțare. Deci să zici, băi, am făcut jumate investiția, deja fac un decont și după aia merg mai departe. Bun, eu aici
n-am spus-o niciodată, mai ales într-o emisiune, dar eu așa am văzut. Bun, dar cred că omul trebuie să știe că atunci când își dorește bani, în primul rând trebuie să aibă el bani ca să investească. Abia după aia îi se vor rambursa. Deci vorbeam foarte mult în anii trecuți, în urmă cu poate 10 ani sau poate cu 12 ani, de acele investiții în diferite, că revenim la prelucrare. Pentru mine prelucrarea rămâne un deziderat, un obiectiv care cel puțin în România nu e realizat. Și erau la modă foarte multe investiții, chiar din fonduri europene, pe diferite capacități de producție. Nu știu, fabrici de lapte, da? Știți și dumneavoastră. E, la un moment dat, aceste fabrici de lapte s-au închis. Chiar dacă erau pe fonduri europene. Sau multe dintre ele s-au închis. Sau poate au lucrat parțial. Bun, dar au venit rechinii cu ghilimele de rigoare și deci au consumat, tot cu ghilimele, piața. Ok. Dar vedeți că așa cum e moftinul, da? Da. O comună mare, să nu spunem foarte mare, cu un potențial agricol considerabil. Corect. Probabil are și o zootehnie cât de cât 700-800 de animale pe raza comunei. Nu, are mai multe. Eu am zis 700-800, da. Da, din alea, dacă jumătate sunt, să zicem, vaci cu lapte, nu văd de ce nu ar fi rentabilă o unitate de procesare de capacitate mică, nu de 5 zeci de mii de litri sau nu știu, cât o capacitate mai mică, da, în condițiile în care fermierul este și, hai să zicem, acționar, este și furnizor de materie primă, dar în egală măsură poate deveni și beneficiar a plus valorii despre care vorbeam, da? Corect. Deci iată că ar fi un circuit care s-ar închide și nu mai ai numai un leu și 30 de bani pe litru de lapte, că mai vin încă 20 de bani de pe celelalte faze și s-ar putea să fie un leu 60 sau un leu 70 și atunci te închizi cu ceea ce înseamnă costuri. Dar, repet, presupun că aici e marea problemă, că nu ajungi să asiguri prefinanțarea. Nu știu ce vă spun. La care au fost fabrici de lapte. Deci nu mai funcționează niciuna. Asta pot să vă spun. Așa este, că a venit, fost fabrici de lapte. A venit o multinațională și a zis punct. Da? Altceva, domnule David. Avem garanția că dacă facem una de capacitate medie, nu se va întâmpla la fel? Nu știu, dar mă gândesc că o unitate mai mică, da? No. Deci cu o capacitate care să acopere, să prelucreze laptele dintr-o comună. Și ar putea permite să aibă o piață chiar la concurență cu ăla mare, că atunci, băi, eu am luat cu un leu 50 de bani laptele sau nu știu cât o fi acum, îl vând eu direct, nu cu 2 lei și, sau cu 4 lei, că îl vând cu 2 lei numai. Domnul Anițaș, eu... Adică vi se pare nefezabilă o asemenea idee? Nu, mi se pare fezabilă, dar știți, un producător mic, cu 5.000 de litri de lapte prelucrate pe zi, el se adresează și sigur făcut niște produse de calitate în primul rând. Păi da? Obligatoriu să vii și de calitate, cu ceea ce înseamnă el se produse tradiționale. El se adresează unei piețe de nișă. Da? Exact. Pentru că el nu poate să... Dau un exemplu. Un kilogram de cașcaval nu îl poate vinde, nu știu, cu 10 lei. Când... Păi el îl face, costă 25. Când îl costă 25, da? Și atunci, sigur că... Că de fapt ăsta e factorul care spune că trăiești sau mori. Prețul, piața. În momentul în care te adresezi unui pături din acea piață sau unei clase, unei categorii din piață care își permite să cumpere cu 25 de lei un kilogram de cașcaval de calitate, natural, cum vreți dumneavoastră să-l numiți, asta înseamnă deja un segment mai subțire. Nu segmentul cel deci mai... Deci se face o selecție a consumatorului, dar în egală măsură s-ar putea să-l câștigi pentru o perioadă mai lungă atunci când o să spună, băi, ăsta l-am consumat, nu-mi place, ăsta l-altă e cu 50% mai scump, îl prefer pe acela. Corect. Corect. Deci o pătură mai restrânsă, deci ponderea consumatorilor este mai mică, dar probabil poate deveni, dacă vreți, fidelă și constantă. Da, poate deveni o rețetă de succes, e foarte adevărat, chiar cunosc producători care prelucrează unele materiale, mai ales în zootehnie, lapte și așa mai departe, care au câștigat foarte mult la acest capitol piață, care își vând foarte bine produsele, care fac produse tradiționale, nu foarte multe, 2, 3, 4 produse și care sunt foarte căutate. La fel e și pe mezeluri, la fel e și pe porc.
Eu ruralul ăsta îl văd așa cum zice dumneavoastră. Deci să te duci la o brutărie dimineața, de acasă, să-ți iei o pâine, să te duci cu 5 case mai încolo, să-ți iei o bucată de carne proaspătă, fie de porc, fie de vită, care s-o tăiat înainte cu o noapte sau înainte cu o zi. Da? Așa văd eu ruralul ăsta. Domnul primar, vă vine să credeți că în urmă cu vreo 2 ani a fost lansată o sesiune de proiecte pentru abatoare de capacitate mică, abatoare mobile. Da. Deci îmi imaginez că un trailer, un nu știu, spuneți ce vreți, un container, da. E adevărat, finanțarea mi se pare că era numai de 50%. Repet, vă vine să credeți că absolut nici un proiect nu s-a depus la nivelul județului Satu Mare pentru o asemenea investiție. Deși vreau să cred că ar fi avut clientelă și fiind mobil, putea zice, băi, ce faceți? Păi băi, aș avea 2 vaci în moftin, de pildă. Hai, fă-le și le vindem. Sau știu eu. Deci, de ce credeți că a existat această reținere sau respingere vis-a-vis de o asemenea investiție, chiar dacă e numai 50% suportată din fonduri? Bun, acum, știți cum e? Vine abatorul, indiferent a cui, plătești prestarea, îți dă carcasa, că de fapt asta înseamnă punctul de tere, s-o duci de la faza de animal viu în faza, mă gândesc eu, la faza de carcasă. Ce faci cu carcasa? O vinzi. Ca să o vinzi trebuie să o pui într-un spațiu frigorific. Nu-l ai. Nu-i acreditat, nu-i autorizat, nu-i... David, vorbeam adineauri despre asociații, despre societăți, despre chestii din astea. Nu cred că ar fi peste puterea comunei moftin să zică, băi, avem 2 puncte de desfacere. Unde desfacem laptele, unde vom desface și pâinea de casa aia de 100 de ani, vorba aia ce e, și mai dăm și carne, vită, porc, oaie, ce-o fi, adică... Produs local, produs românesc. Credeți chiar că n-ar funcționa? Nu. Eu cred că ar funcționa implicarea autorității locale în asemenea proiecte. Nu, n-are ce să se implice prea mult. Nu. Ați văzut? Deci nu. Deci exclus. Nu. Deci nici, domnul primar, nici nu m-am gândit la așa ceva. Deci, singurul ajutor, cred eu, care ar putea fi la nivel de autoritate spațiu, publică locală, electric, apă, dacă, canal, deci dacă ai un spațiu excedentar, un spațiu care nu-i utilizat, deci băi, la o... Corect. Știu eu, la o chirie modică, vi-l dau să-l amenajați și îl utilizați. De aici că n-are autoritate. Deci acum vorbesc cu, dacă vreți, cu fermierul David, nu cu primarul David. Deci nici nu vin să emit eu, în numele fermierilor, pretenții vis-a-vis de autoritatea publică locală. Dar, vedeți, după părerea mea, e o reticență uriașă în ceea ce privește cooperativa. Adică acea entitate care poate închide circuitul. Nu știu adică se limitează la asociație cu anumite efecte benefice, dar în egală măsură renunță la cooperativă, nu știu. Funcționează greu asociațiile. Nu știu, pentru noi termenul ăsta care chiar e foarte consacrat în vest și cum bine știți, pe vânzare, pe aprovizionare, pe valorificare, pe ce vreți dumneavoastră. La noi nu. Domnul David, vă dau un exemplu simplu. În Moftin funcționează asociația, am înțeles că funcționează bine prin ceea ce înseamnă utilizare suprafețe de pășune și chestii din astea. Dar în Satu Mare este o cooperativă, de pildă, pe care nu o mai numesc acum, care zice așa, membrul meu poate fi și cu o vacă, poate fi și cu un hectar de pământ și cu nu știu ce, dar fiind membru în cooperativă, zice, va primi subvenție și după vaca aia una. Dar cel care e membru în asociația din Moftin, dau un exemplu, nu primește, pentru că nu au același statut. Ori, în plus, societatea sau asociația din Moftin vinde laptele individual pe fiecare producător, ori cooperativa din Satu Mare, deci nu-i numai, deci cu sediul în Satu Mare, vinde, nu știu, 15.000 de litri de lapte în numele cooperativei. Deci nu numele lui David și al lui Anițaș. Păi eu mă gândesc, sunt convins că e mai avantajos să fii membru în cooperativă decât într-o asociație.
Bineînțeles, deci amândouă sunt forme de organizare. Bun, bun, bun. Adică e un pas de a ieși din acel con de umbră, dacă vreți, în acea zonă care 100% duce la pierdere, pentru că cineva îmi spunea, băi, pe țăranul care are o vacă sau două în graj, îl costă mult mai mult laptele decât pe cel care are 100 de vaci în fermă, deci nu evaluează toate cheltuielile. Bun, eu sunt foarte de acord cu ce spuneți dumneavoastră și e foarte bine... Nu, am fiind înțeles. Acolo în miezul problemelor, corect. Ce credeți că gândește omul zicând, băi, nu mă interesează să fiu membru în cooperativă? Deci, ca să fii membru într-o cooperativă, trebuie să înțelegi foarte bine mecanismele acelei cooperative. Trebuie să stabilești avantajele care ți le oferă cooperativa și modul de organizare. Ești mult mai puternic când stai la masă și negociezi prețul a, nu știu, 5.000 de litri sau 10.000 de litri de lapte pe zi sau negociezi pentru tine 100 de litri de lapte. Sau 500. De litri, sau 500, da? Asta e, nu se pune. Același lucru benefic îl ai și în momentul în care achiziționezi materie primă pentru membrii tăi, adică materie primă. Mă refer la input-uri, cum se zice, corect. Da. Așa. Bun, dar asta da. E valabilă și la cooperativă și la asociație. Deci aici sunt anumite lucruri pe care se pliază ambele forme. Toate sunt activități conexe pentru a face acea materie primă, laptele. Dar noi discutăm de prelucrarea acelui lapte, domnul Anițar. Bun, dar în cadrul cooperativei poți avea putere că în momentul în care zici, băi, avem 50 de membri, nu știu, da. 30, câți cum? Da. Deci e mai ușor să poți procesa. Vă dau un alt exemplu. De pildă, în Urziceni, este o cooperativă, dar este cu circuit închis, exclusiv pentru fermierii din comună. În Lazuri este o altă cooperativă, dar în sistem deschis. Se poate înscrie oricine dorește în acea cooperativă. Ori acestea, plus cea pe care am dat eu ca exemplu și probabil sunt și altele, ar putea deveni modele. Da. Nu credeți că cineva, nu știu cine ar fi acel cineva, dintr-o comună, dintr-o așezare, ar trebui să informeze pe oameni, să zică, mă, dacă te înscrii în cooperativa X, ai de contribuit, nu știu, că e normal, o cotizație să plătești. Bineînțeles, care trebuie să... Dar uite, pe lângă faptul că îți oferă toate avantajele pe care le are asociația, mai ai și aia, și aia, și aia. Adică, nu știu, mă gândesc eu, oare atât de greu pricep oamenii din mediul rural? Cooperativa pentru noi a fost un lucru... Bun, a fost asimilată cu CAP-ul, deci aici e o mare greșeală, da? Va dura încă un timp până când vom înțelege ce înseamnă cooperativa din ziua de astăzi. După mine, nu poate percepția, poate, cum ați zis dumneavoastră, informația nu e suficientă, poate avantajele cooperativei nu ajung la fermieri ca să înțeleagă că au de câștigat. Dar eu revin. Și prelucrarea este foarte importantă, chiar dacă, cum ați zis dumneavoastră, o face în cadrul cooperativei. Dar nouă ne lipsesc, domnul Anițaș, și marile companii, căs naționale, căs multinaționale, de prelucrare. Eu vreau să văd, nu o moară în județul Satu Mare, nu două mori, eu vreau să văd o moară aproape în fiecare comună, da? Domnul David, poate ați uitat, au fost acele mori în aproape toate comunele. Corect. Pe lângă faptul că erau mori pentru grâu, erau mori pentru a măcina acea uruială sau știu eu cum să-i spun, în, ce știu, concentrat pentru animale, mai avea și presă de ulei. Deci corect. Iată că era o mică industrie, dacă vreți. Corect. Mă întreb eu, oare de ce au fost distruse? Pentru că am convingerea că așa cum în Ciumești sau nu știu pe unde, încă funcționează brutărie și face pită de casă, poate că și în Moftin ar merge. Funcționa. Corect. Și ar avea clientelă zicând că e pâine ecologică sau nu știu, să e alt produs. Pâine tradițională, pâine naturală, fără nimic, nu știu. Deci vorba e numai cu apă, drojdie, sare și făină, corect. Nu corect. Na. Altceva. Corect, corect. E foarte adevărat. Eu asta spun. Unele lucruri trebuie să pornească de la fermieri. Altele lucruri trebuie să le încurajeze și statul. Și, bineînțeles, în același timp, trebuie să înțelegem că dacă nu reușim să ne valorificăm superior acele lucruri, acele produse, nu știu, pentru care ne implicăm și depunem eforturi, cum a zis noastră, de multe ori ieșite din normal, vă dați seama,
ce gânduri are un fermier când vede că de 6 luni de zile tot a treia să ploaie, da? Caz concret, zona Moftinilor, da. O zonă joasă cu terenuri grele. Sau ce spun un fermier care zice, domnule, mi-am vândut greu cu 65 de bani la recoltare și acum ai 1,10 lei. Da? Când depozitele, vorba bine, depozit... sunt gara X sau Y, da, dacă nu e altă variantă. Poate că dacă, nu știu, mă înțelegeam, puteam să depozitez sau nu știu ce. E ok. Deci sunt niște lucruri care, din cauza asta, ori rămâne în viață și mere mai departe cu greu, ori dacă nu, trebuie să lase arma jos. E foarte greu de ales momentul când vinzi. Deci e o adevărată tehnică. Nu înseamnă că trebuie să fii supraom. Înseamnă că tot timpul trebuie să fii foarte bine informat și în așa fel să te gestionezi, să te organizezi, cum am zis și noastră, în primul rând să ai capacități. A prelucrarea este o altă fază. Nu poți să o faci singur. Ar fi de dorit să te asociezi, cum bine ați sesizat, și să încerci să valorifici aceasta. Toată lumea văd că dintre fermieri, oricum cine o să vorbiți, când eu am pus de multe ori întrebări la fermieri mari, cu potențial economic, cu, nu știu, bă, nu știu, nu mai avem zahăr, nu mai avem cultură de sfeclă de zahăr. Clar, că neavând cu ce prelucra, nu mai avem nici cultură. Mai avem ulei, vom vedea ce se întâmplă în viitor. Avem porumb, păi nu, că nu, unde, ce să faci cu el, da? Dacă, da, aici e un lucru îmbucurător, am sesizat, sesizez, văd, cum bine și noastră ați văzut, apar foarte multe ferme noi. E un lucru extraordinar de bun, pentru că altfel, așa, mai absorbim din surplusul de cereale care există pe piață. Ferme, marea majoritate pe porc, e foarte adevărat, este probabil unul dintre, nu știu, carnea preferată de români și are o mai bună desfacere. Așa este, dar vă spun un paradox. Fermierii crescători de vaci, în special rase de carne din județ și nu numai, se plâng că nu au unde să valorifice animalul. Corect. Zilele trecute citeam pe internet că un abator mare din zona Moldovei, cu o capacitate de 300 sau 400 de vaci care pot fi sacrificate într-o zi, n-are ce lucra, n-are de unde cumpăra materia primă. Atunci, despre ce vorbim, domnul David? Aici spune că nu are cui să vândă, ăla spune că nu are posibilitate de procesare. E foarte adevărat. Nu înseamnă că dacă nu ai ce face în fabrică, nu înseamnă că tu nu ai ce face pentru că nu ai animale. Înseamnă că undeva nu ne întâlnim ca interes. Ori prețul tău este sub prețul pieței, ăla așa scăzut care îi, ori... Bine, acum eu prețul nu-l comentez, dar atâta păi, vreme cât spui tu, fermier, că n-ai unde vinde și ăla spune că nu are de unde să cumpere animale, ceva nu funcționează. Păi asta nu funcționează. Prețul de obicei. Prețul. Adică nu am zis, eu vă spun ce am citit din, de pe internet, că e posibilitatea de a vedea așa ceva. Zice că plătește 16 lei pe carcasă. Nu-mi dau seama că e bine sau rău. Probabil dar că e, zice că ar fi crescut aproape cu 2 lei în ultima perioadă, tocmai în ideea de a stimula, putea atrage, corect. Da. Nu știu, mă gândesc că e un preț poate rezonabil, trebuie să vadă zootehniștii, fermierii. Da. E un lucru bun, cu cât avem mai multă cerere. Carnea de bovină, știți cum e, pentru unii lux, deci în partea de vest chiar e foarte bine căutată. Poate că la noi nu, asta trebuie să vedem, să facem o analiză serioasă. Vaca de carne, așa cum știți și noastră, revine în forță, cel puțin în zootehnie, tocmai pentru faptul că este mai puțin pretențioasă față de vaca de lapte, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la lapte. Laptele românesc, nu să, cel puțin din punctul meu de vedere, nu se compară cu absolut nimic. Este mult mai natural, mult mai cu gust, mult mai, cum vreți dumneavoastră, mult mai românesc. Eu cred că trebuie să pedalăm, că mă gândesc că trebuie să închidem, trebuie să pedalăm pentru a promova fermierul român, produsele, rezultate din munca lui, care, după părerea mea, poate așa, nu chiar lipsit de patriotism, sunt mult mai în regulă și mult mai sănătoase pentru noi. Sigur că ați văzut, se poartă campanii naționale în alte țări de a promova produsele naționale, produsele locale. Cred că ar trebui să facem și noi chestia asta și să astfel indirect să ajutăm fermierul român, care, așa cum am spus, într-un context mult mai larg, zonal european, cred că va rămâne și va deveni mult mai important pentru noi toți. Da. Am convingerea că, în cazul produselor la care vă referiți, calitatea trebuie să fie singura reclamă. Corect.
Vă mulțumesc pentru participare. Iată că timpul alocat dialogul nostru, din păcate, s-a scurs foarte repede. Stimați telespectatori, în speranța că invitatul meu, Gheorghe David, zic eu primarul comunei Moftin, dar în egală măsură fermierul din Moftin, v-a prezentat câteva aspecte care privesc agricultura locală, problemele pe care le întâmpină fermierul, dar și necesitatea schimbării opticii în domeniu. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți alături de Informația TV. Mulțumim.